Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat astăzi în mijlocul studenților și al profesorilor Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie a darurilor înainte sfințite în capela instituției de învățământ și a oferit tuturor studenților o lucrare dedicată rugăciunii Sfântului Efrem Sirul. Din soborul slujitor au făcut parte părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța postului și a nevoinței. Îl auziți pe Sfântul Apostol Pavel ce ne spune? Închinuiesc trupul meu și îl supun robiei ca nu cumva altora propovăduind eu însumi să mă fac netrebnic. Sfântul Pavel se gândea la propovăduire, la eficiența propovăduirii, la faptul că, postind și în mod obiectiv, îl ajută Dumnezeu să-i convertească pe alții, da, și în mod subiectiv, nepostind, îi zmintește pe alții, vedeți? Și de aceea am zis că aș intitula cuvântul meu caracterul misionar al nevoinței. Acum Sfântul Pavel a spus cuvintele acestea în ideea că, mai înainte cu câteva versete, îl compara pe creștinul nevoitor care postește și care dorește să ajungă la o performanță spirituală cu sportivul ce se antrenează. Se antrenează pentru o cunună trecătoare, iar noi pentru una netrecătoare. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți dirijat de părintele profesor Vasile Stanciu. Mulți studenți participă la această liturghie împărtășindu-se cu Sfintele Taine. Astăzi însă a fost o zi mai specială, având în vedere faptul că în mijlocul nostru s-a aflat înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. E o tradiție ca în fiecare an, la o liturghie a darurilor mai înainte sfințite, înalt preasfințitul să vină în mijlocul nostru, să slujească împreună cu profesorii Facultății de Teologie și alături de studenții facultății noastre. La finalul slujbei, decanul facultății, părintele arhimandrit Teofil Tia, i-a oferit ierarhului o icoană cu Sfântul Apostol Andrei, icoană ce a câștigat locul întâi la concursul de creație Ortodoxia, organizat de Instituția de Învățământ.